Comitetul de urgență al Federației Române de Fotbal a aprobat referatul departamentului competiții al FRF cu privire la cluburile care urmează să ocupe locurile în plus oferite campionatului Ligia 3 Comitetul executiv a decis un sistem competițional cu 100 de echipe în componență. Astfel s-a reușit obținerea a încă 10 locuri vacante care au fost ocupate de alte echipe. În Argeș vor juca în Liga a treia Unirea Bascov și Voința Budeasa. Prima va întâlni echipele seriei a treia. Progresul Spartac, Flacăra Moreni, CSM Alexandria, Universitatea Craiova 2, Vedița Colonești, CS Blejoi, Olimpic Cetatea Râșnov, Fece Voluntar 2, SR Municipal Brașov, Fece Pucioasa, Astra 2, se Balotești și Sporting Roșiori. Cea de-a doua echipă, Voința Budeasa, este proaspăt promovată din Liga A4.